Ați venit la Biblioteca Județeană Gheorghe Teodorescu Chirilanu. Într-o zi călduroasă, dar plină de încărcătură emoțională, astăzi când ne reamintim de pictorul Constantin Filimon, la 87 de ani de la naștere, când prietenii domniei sale doresc să-i aducă un omagiu pictorului, personalității omului complex, care a fost Constantin Filimon, care se dezvăluie astăzi aici, sub cupola Bibliotecii Județene, prin diferite imagini, culori, un portret, un autoportret, dar și prin oamenii dragi domniei sale. Este o expoziție din colecții particulare, de aceea vă mulțumesc că v-ați reunit și aduceți în atenția comunității mărturia trecerii prin viață, dar și mărturia importanței unui om al comunității în întreaga mișcare artistică din Piatra Neamț. De aceea îl invit pe colegul meu, domnul Mihail Balint, cel care a organizat această expoziție, să vă prezinte prietenii și bibliotecii și prietenii pictorului Constantin Filimon, cei care expun astăzi din colecții particulare și apoi, și nu cel din urmă, pe părintele și poetul Dorin Ploscaru, cel care va realiza și vernisajul acelei expoziții. Vă mulțumim și vă invităm să vă bucurați de gândurile de bine ale pictorului Constantin Filimon, ale noastre ca bibliotecă, ale artei și ale culorii, astăzi aici, sub cupola bibliotecii. Bine ne-am regăsit. Să precizez dintr-un început că n-ar fi fost posibilă această întâlnire fără ajutorul Violetei Moșu, și, desigur, fără ajutorul colecționarilor care au adus și au pus împreună aceste lucrări. Și, în ordine alfabetică, aproximativ, este doamna Ileana Crăciun. Aș urma și eu, am puține lucrări, 4 acorele, cred. După aceea este familia Neagoie, ambii prezenți aici și foarte inimoși, săritori. Este familia Nichita, care este in integrum aici și cărora le mulțumim fiecăruia. Și este, desigur, cel mai important contributor, ca să spun așa, Mugurelul Roșu. S-a întâmplat că Mugurelul Roșu are și jos o expoziție de manuale vechi și sus cele mai frumoase, mai complexe lucrări Constantin Filimon. Eu o să vă spun foarte puțin despre Costică Filimon. M-am gândit că era un foarte mare iubitor de natură, dar tot așa, în registrul contrastelor. Adică, pe de o parte, foarte mulți dintre noi l-au cunoscut doar în cârciumă, îi plăcea foarte mult atmosfera de cârciumă, iar pe de altă parte îi plăcea teribil natura. Și, evident, vârstele, timpul, a marcat și această iubire față de natură. A fost un mare pescar, a fost foarte supărat atunci când au început să apară garduri care nu te mai lăsau să mergi pe malul unei ape, cum este la noi, la Bâtca Doamne, de exemplu, ca să îți cauți un loc de pescuit. A fost foarte supărat când au fost tăiate sălcile de pe malul Cuieștiului. Și a spus, uite, sălcile astea mă mângâiau pe mine în fiecare dimineață, pe chelie, când mergeam la ateliere. Sau au fost plantate alte exemplare după ce au fost. A mai fost un moment în care el a plâns faptul că erau tăiați arbori de pe Pietricica. Și a zis, pinii aceia au fost plantați de mama mea. A fost un program de împădurire, cum știți, cred Nicu Albu l-a inițiat, pentru că munții erau golași și mergeau copiii de la școală cu o găletușă cu apă și cu puieți, săpau o groapă, puneau puietul și udau după aceea. Și așa au crescut arbori, s-a făcut pădure pe munții care erau golași în jurul nostru. Era foarte mare iubitor de natură, îl duceam la cules de ciuperci, bureți, cum se zice în zona asta, și burețăream. Însă, cu timpul, spre, mă rog, manifestările bolii lui, care nouă nu ne-au, cum să spun, tras semnal de alarmă, dar doctorul Chirilianu știa că va fi un alt om în fiecare zi, după cum spunea el, îl făcea la un moment dat să ne acuze că a vrut să-l omorâm când l-am dus la pădure, că l-am obosit, l-am pus să urce dealuri. Dar îi plăcea foarte mult și venea tot timpul când
îl luam cu noi la cules bureți. Ei bine, într-o zi când m-am hotărât să-l pun să lucreze, în ciuda refuzului constant, îi ziceam Costică, mai lucrează și la ceva. Nu, trebuie să repar ușa la ateliere. Măi, hai să schimbăm ușa. Nu, trebuie să nu știu ce. Și am zis, hai, uite, mergem la plener. Am făcut rost de șevalet, am făcut rost de tot ce trebuie, să mergem la plener, la biserica ne-am mers. Dacă știți, undeva este o curbă care lăsa loc atunci, acum este un gard electric, cred că pentru oi, dar lăsa loc unei parcări și unui loc din care puteai să vezi foarte frumos atât niște vârfuri de munte, cât și lacul și insula. Și am amplasat șevaletul acolo și s-a apucat de pictat. A venit seara, au trebuit să pun farurile mașinii pe șevalet să bată ca să poată continua lucrarea și era un adevărat spectacol. Dar vă spun asta pentru că am văzut atunci o legătură de care nu-ți dai seama de la început dintre lucrările lui și natură. Și anume, Costică, eu mă așteptam să picteze un peisaj. Ce vedeam eu în față, mă rog, eventual transpus prin imaginațiile lui. Dar nu. Era ceva ce aparent nu avea nicio legătură cu peisajul. De fapt, avea legătură. Așa picta Costică un peisaj. Și o să vedeți în lucrările lui, pară lucruri, eu știu, uneori nu au trimitere foarte clară la ceva figurativ. Ele, de cele mai multe ori, reprezintă natura. Cu asta aș vrea doar să vă mai spun că expoziția de astăzi este o expoziție care mă mulțumește cumva, în sensul că se întinde pe mai multe paliere ale creației lui. N-am reușit să le expunem pe toate, am mai avut acasă și, de exemplu, vă spuneam de soția mea, avem în dormitorul o acuarelă, un chip de mamă, aș putea spune, de prin 78, o acuarelă, pe care i-am lăsat-o acolo la locul ei, dar dacă era nevoie, o aduceam încoace. Și mai avem câteva acuarele care nu au fost expuse. Nu am vrut să fie o expoziție doar de acuarelă, dar avem acuarelă, avem ulei din categoriile de bază ale lui Costică Filimon, o să mai vedeți undeva tot la etajul acesta, mai avem câteva lucrări expuse. Adică începând de la instrumentiști care trimit de fapt la tatălui, care era un mare saxofonist, la instrumentiști de alte instrumente, la compoziții cu multe personaje, cum sunt cele de acolo trei, și care erau foarte apreciate de doctorul Chirileanu, și la așa numitele salate. Salate erau ironizate de Chirileanu, dar uneori chiar nu meritau acest nume, și anume, o să vedeți foarte mult verde. Verdele tot de la natură vine. O să vedeți foarte mult albastru. Albastru tot de la natură vine, de la cer, în lucrările lui Costică Filimon. Și când Victor Chirileanu vedea prea mult verde, spunea, mai lasă-mă cu salatele astea. Din fericire, noi am reușit să avem câteva lucrări. Nu l-am numit pe domnul Gherasim, aici de față, Nicu Gherasim, unul dintre cei care are lucrările de aici, cu excepția două lucrări. Și ne cerem iertare, domnul Gherasim, că nu v-am pomenit de la început. În cele ce urmează, aș vrea să fiu reprezentantul lui Bezem. Dumitru Bezem n-a putut fi alături de noi astăzi, ar fi vrut să fie, el este autorul acelui portret, care reprezintă la o vârstă prea înaintată, după părerea mea, este într-o tabără de pictură la Desești, Maramureș, și m-a rugat să vă citesc. Și a zis, citești frumos, niște cuvinte pe care le-a scris el în singurătatea unei nopți, cred. Și mi le-a dus după aceea notate. Și îmi cer permisiunea să vă citesc. Expresia temperamentului eclatant al artistului, pictura lui Constantin Filimon este caracterizată prin explozii cromatice, suplinite de sinteze formale neobișnuite. El surprinde spiritul contemporaneității în grafică și pictură, cu accente pline de umor ori sarcasm. Este un documentarist al timpului. Plină de vitalitate, arta sa trezește sentimente, stări de grație și conștiințe. Rămâne pentru noi un pictor modern, cu o concepție originală și un mare virtuoz al penelului. Pentru mine, Filimon este ultimul hidalgo al boemiei în artă, a zis Dumitru Bezem. Părintele Dorin Ploscaru, părintele și poetul Dorin Ploscaru, care ne-a promis că va face și o rugăciune pentru că, iată, vrem să-l pomenim cum se cuvine,
Va avea microfonul în continuare și ne va povesti despre arta lui Costică Filman și poate despre momentul în care ne-a dat acel minunat vin roșu. Da, subscriu la ceea ce spunea Mihai vis-a-vis de notațiile foarte, foarte aplicate și exacte ale lui Mitică Bezeam despre Costache Filimon. El a împlinit astăzi 87 de ani și noi am venit aici să-l întrebăm ce mai faci, Costache, ce mai zici, cum ești, ești sănătos, ești bine. În periplul acesta care ne duce cu privirea, cu mintea, cu sufletul în timp, Constantin Filimon ne poartă, de fapt, prin labirinturile sufletului său. Și noi am venit aici să ne bucurăm de muzica picturii sale, de poezia picturii sale, de jazzul atât de iubit al picturii sale, de cromatica vulcanică a creației sale, pentru că el era un neliniștit, un permanent căutător de sensuri și de stiluri și de stilizări. De aceea a surprins bine, Mihai, faptul că la Constantin Filimon natura, copacul, pasărea, chiar dacă era pasăre și era natură, el o picta uneori fie în crochiu, fie în atelier, fie mergând pe stradă, fie stând pe bancă, poate mai rar în contact direct cu natura, cu peisajul. Era atipic. În anii pe care eu l-am cunoscut și în întâlnirile noastre, mai ales la galeriile Lasker Vorel și mai ales la acolo la atelierele pictorilor, Constantin Filimon era un fel de Van Gogh care surprindea și privirea și atitudinea și acea stare a spiritului acelui om. Păstrez cu duioșie și cu bucurie câteva crochiuri făcute pe la Humanitas, unde era acolo la Lasker Vorel, la galeriile pictorilor acolo și în multe alte întâlniri pe care noi le aveam și sigur nu știai că acolo în colț, neștiu de nimeni, Constantin Filimon desena. Și la sfârșit îți oferea carte de vizită. Noi am mai făcut un vernisaj in memoriam, mi-aduc aminte cu drag, mi-am notat aici în anul 2019, în 18 iunie, din colecția Vasile și Elena Pleșca. Și atunci, ca și astăzi, lucrările, sigur, erau altele, dar stilul este inconfundabil. De aceea, americanii au văzut în Constantin Filimon un reprezentant al manierei picturii americanești de nou val. Ei l-au admirat și l-au prețuit foarte mult și
acest pop art, cum spun ei, a surprins critica de artă din America, încât jazzul sau atmosfera de bar pe care o iubea și o picta Constantin Filimon, o putem și noi astăzi aici admira, văzând și auzind cântecul de chitară sau cântecul de saxofon, acea muzică nocturn diurnă, pe care el a nemurit-o în lucrările sale, o excelentă surprindere a sunetului în contrastele cromatice pe care el le-a surprins ca nimeni altul, să știți. Văd acolo cele două lucrări pe verde. Sunt portrete, autoportrete, peisaje, Fernet, sunt convins că este acolo cu chitara în mână. Acea mulțime de oameni ne aduce aminte de Francisco de Goya y Lucientes, acel pictor celebru de la care, sigur, a împrumutat Constantin Filimon chipurile. El avea o predispoziție către desen, către chip, către față. De altfel, și spunea, un pictor care nu știe să deseneze o față de om, un câine, o capră, o oaie, o vacă, acela nu este pictor. Mai întâi trebuie să stăpânești desenul și apoi te joci cu pictura abstractă și cu liniile și punctele și volutele. Încât voiam să spun la început că unde sunt doi sau trei adunați în numele meu, acolo sunt și eu în mijlocul lor. Așa este, suntem puțini astăzi aici, dar sunt convins că el se bucură de acolo de sus și noi vom face și o rugăciune, de aceea am și venit îmbrăcat în reverendă, la sfârșit. Proscomidia pe care eu o fac în fiecare duminică are pentru Constantin Filimon o importanță deosebită, pentru că el este acolo, pomenit, alături de alți prieteni plecați dincolo, la ceruri, și numele cu care este el pomenit este Constantin, în paranteză, Filimon, pictorul. Era un tip nonconformist, un tip care avea spiritul umorului și simțul umorului și bonomie și bunătate, dincolo de platoșa aceea rigidității, el era un copil. Un bărbat cu suflet de copil. De aceea a suferit foarte mult atunci când a primit umilințele din partea confraților. E vorba de momentul primirii în Uniunea Artiștilor Plastici, e vorba de momentul plecării în niște tabere de pictură la care el a fost refuzat și, sigur, suferea. Era un om sensibil, cu toate că aparențele lui erau acela de luptător. A pictat și a spălat sfinții în biserică. Pictura în frescă, pictura bisericească, a avut în el unul dintre cei mai buni și devotați slujitori, în sensul că pe lângă pictura în sine, fresca, care este o piatră de încercare pentru orice artist, pentru că ea se pictează la anumite ore când fresca este nici crudă, nici moale, nici foarte întărită, atunci se desenează în cărbune și apoi se vine cu culoarea, deci nu e chiar simplu. Și
înainte de asta, sigur, a spălat sfinții, adică a spălat pictura bisericească, a curățat-o, cum se spune, cu meșteșugul și cu toate materialele adecvate. Nervozitatea și spiritul incandescent de care aminteam, tușele pe care ni le-a lăsat ca bucurie a sufletului, peisajele, peisagistica, liniștea acestor peisaje, pentru că și eu acasă am foarte multe lucrări pe care le păstrez cu drag și le am puse în diferite locuri, sunt elemente care îl definesc. Peisajele au un stil și o notă specifică, tipică. Vedeți dumneavoastră, el stătea în genunchi, eu parcă îl văd. Și stând acolo cât vorbea cu tine, 15 minute, mâna îi mergea pe verticală. Și la sfârșit îți punea în brațe lucrarea neînrămată, doar cu vopseaua crudă, cu vopseaua pe ea. Avem astăzi prilejul să ne amintim, să dăm ceasul un pic înapoi, așa cu prietenie, pentru că el era un om al prieteniei, un om al colocvialității și să îl întrebăm, așa cum am spus la început, ce mai face. Mă gândeam la, el are și niște nuduri foarte frumoase și majoritatea dintre noi când văd nuduri au așa o strângere în spate, vai, deci un mod de foarte pudibond așa de a privi, ori nudul este splendoarea creației, este frumusețea necoafată, necosmetizată. Ca și muzica, în abordarea temelor și liniilor, Constantin Filimon avea libertate totală și de aceea nudul nu trebuie confundat cu nuditate sau nudism. Senzualitatea și carnalul avea la el rol de vehicul. Ceea ce scotea în evidență era pe de o parte splendoarea și frumusețea pe care voia să ne-o dăruiască, iar pe de altă parte un omagiu adus acelui trup pe care el îl nemurea, îl picta. Cam acestea au fost câteva elemente care am vrut să vi le împărtășesc și să vi le pun în palma sufletului dumneavoastră astăzi. Când Constantin Filimon împlinește 87 de ani și, sigur, fiecare dintre noi poate așa din prietenie, din frățietate, din spirit creștin, poate rosti acolo în taină, acasă, dimineața sau seara, când se uită la o lucrare de Constantin Filimon, așa pomenește, Doamne, în împărăția ta pe robul lui Dumnezeu Constantin. El nu era un om foarte religios, în sensul fanatic sau așa foarte fundamentalist al cuvântului, ci era un om echilibrat, liniștit, nu... Chiar spunea la un moment dat că Dumnezeu îi va ierta păcatele pentru cât sfinți a spălat. Vă mulțumesc pentru atenție și Dumnezeu să-L ierte, să vă primească. Eu mulțumesc părintelui Dorin Ploscaru și aș vrea să-mi îngăduiți să vă mai rețin câteva minute și anume să vă spun câteva lucruri despre Constantin Filimon și aventura mea cu el, ca să spun așa. Este o călătorie care se întâmplă odată în viață, ca să spun așa, să fie prieten cu un mare om. Spunea părintele Ploscaru de frescă. Intenționam împreună să facem un manual de pictură.
și am avut câteva întâlniri în care am pus la punct cumva. El avea notițe pentru că a predat multă vreme și din elevii lui a reușit să-și facă niște copii care să-l iubească până cât au zile ei. Am avut ieri un fost elev de-a lui și anume un domn doctor A. Anei din Piatra Neamț, care acum este radiolog în Cluj și care a venit la noi, chiar a cumpărat două lucrări și care mi-a zis așa: fă, te rog, niște fotografii cu lucrările pe care le aveți, ca măcar să știu unde sunt. Este un mare pasionat de Costică Filimon, după ce l-a avut profesor. E bine, vă spuneam de frescă. Îmi povestea de frescă. Și atunci am auzit pentru prima dată câteva cuvinte, de exemplu. Ca să te apuci de frescă, trebuie să ai var zăcuit. Este un cuvânt românesc, eu nu știu să până atunci. Varul zăcuit este un var pe care îl stingi într-o groapă și îl lași acolo, la zăcut, mai mulți ani. Mi se pare că minim era vreo 7 ani. Tehnic se întâmplă o chestiune. Varul care nu-i stins ca lumea, nu-i zăcuit ca lumea, pușcă. Mă rog, nu numai crapă, dar e un fenomen că produce mici explozii și strică lucrarea. Ei bine, el a urcat foarte multe biserici pentru că atunci când a făcut el Institutul de Pictură, el a făcut Sorbonica. La noi, Piatra Neamț, majoritatea pictorilor au făcut așa numită Sorbonica, și anume facultatea care te pregătea să fii profesor. În afară de Luțu Bostan, eu nu știu altcineva care s-a făcut pictură-pictură. Ei făceau... Ei, a avut inspirația, cred, să urmeze cursurile Patriarhiei de pictură bisericească și după aceea să fie ucenicul lui Traian Brădean. Este un nume important, care l-a crescut cumva pe Constantin Filimon în pictura bisericească, pictura bizantină de frescă, tehnica asta care înseamnă șantier. Adică lucrezi cu mortar pe schelă, nu numai faptul că trebuie să aștepți ca să poți sclivisi, era un alt termen care apare când faci frescă, și anume, e, mă rog, un lapte de vară, e o chestiune, o tehnică, trebuie să faci ceva frește ca să o poți sclivisi, în sfârșit. Și care se face atunci când îi vine timpul? El a făcut înainte de a face, a făcut la maturitate, ca să spun, facultatea, la absolvire a fost remarcat de Amelia Pavel. Știu lucrurile astea pentru că am documentat împreună cu regretatul Ioan Clopoțel dosarul pentru primirea în Uniunea Artiștilor Plastici, dosar care a fost primit cu mult entuziasm la București și a plecat de aici cu multe peripeții. Nu mai contează. Dar în urma primirii în organizația asta de creatori, i-a crescut pensia cu 50%, ceea ce pentru el era foarte important. Avea o pensie foarte mică. Nu-și dăduse gradele, mergea mai mult la pescuit sau în altă parte și nu a avut timp să-și dea gradele. În sfârșit. Deci știu că Amelia Pavel l-a remarcat atunci când la final de institut pedagogic a participat la expoziția colectivă. Și a scris un text în care este nominalizat doar Constantin Filimon. Și am avut textul, l-am pus la dosarul de intrare. Un alt incident, un incident care arată latura lui tehnică. El a fost în refugiu. Venise războiul peste noi și cu părinții lui a mers la Copșa Mică, unde a făcut școala medie tehnică de electrochimie. Cu această școală s-a angajat după aceea pe platforma Să vine și abia de acolo a fost remarcat de cineva și abia de acolo a plecat la București la studii. E bine, când a venit din București la Piatra Neamț, este un moment asupra căruia timpul o să-mi permită, cred că să revin, dar acum ajungem, este deja reajuns în Piatra Neamț ca pictor, a primit un atelier ca toți ceilalți pictori. Statul se îngrija de creatori și le-a pus la dispoziție un etaj întreg, acolo pe alea tiparului, în sfârșit. El în atelier se îndeletnicea cu reparatul televizoarelor și aparatelor de radio, pentru că făcuse așa acea școală medie-tehnică. Și responsabila cu pictorii din Piatra Neamț a venit la el într-o zi și a zis așa: Costică, mâine avem expoziție. Dacă nu particip cu o lucrare, îți luăm atelierul, te dăm afară. O umilință din aia. Bine, poate și merita umilințele astea pentru că el, în loc să picteze, repara aparate de radio și televizoare.
Și atunci Cosic s-a apucat și a lucrat. Eu, când stăteam de vorbă cu el, uneori eram înclinat să minimalizez spusele lui. Și uneori nu îl credeam. Dar întâmplarea care s-a petrecut atunci și mi-a povestit-o el, a avut o confirmare. Și anume, el a făcut o lucrare, eu n-am văzut-o, sper să o vedem, adică să-l rugăm pe fostul senator, un fost senator, să zicem, că vă spun acum despre cine e vorba, să o recupereze poate și să o aducă odată la o... Anul ăsta se vor împlini 10 ani de când a murit. A murit acum 10 ani, la 77 de ani. Și poate, dacă mai facem expoziție, poate o să avem și lucrarea asta despre care vreau să vă povestesc. La expoziție, lucrarea lui a fost pusă, bineînțeles, după ușă, cum spunea el, în sensul că a fost pusă într-un loc nu foarte vizibil, pentru că oamenii nu voiau să-l promoveze pe el, el era greu de suportat. Și au venit notabilitățile la vernisaj, printre care vestitul Strătilă de la Refila. Și Strătilă a zis, lucrarea aia o cumpăr eu, i-a dat o sumă imensă. De altminteri, atunci pictarea bisericii, de exemplu, lucrările pe care le achiziționau instituțiile statului de atunci, erau pe bani grei. Și a zis Costică că ar fi spus după aceea Strătilă că acea lucrare nu iese din Refil, decât atunci când iese el cu picioarele înainte. Și nu îl credeam, vreau să vă spun. Însă s-a întâmplat următoarea chestie. Erau floriile catolice și italienii veneau la Refil, din Italia. Și unii artiștilor plastici de aici de la noi a fost solicitată, de fapt, să facă o expoziție ca să încânte pe musafirii din Italia cu pictură. Și eram în presă, am fost solicitat și eu să vin acolo din partea presei, când se monta expoziția. Și a trecut pe lângă noi cumva, destul de în grabă, domnul Strătilă. Regretatul domn Strătilă, care a răpăsat și între timp. Și prima lui întrebare a fost așa, Costică unde este? Iar persoana care era responsabilă a zis, știți, nu a putut să vină, a fost o minciună. Nu l-a invitat pur și simplu. În momentul ăla am înțeles că ce a spus Constantin Filmă despre lucrarea lui era adevărat. Mie îmi venea greu să cred pentru că, pe de-o parte, Strătilă era un domn, nu aș putea spune neapărat gomos, dar un domn foarte serios, cu responsabilități mari. Iar Costică Filmă părea un... Clov, de ce să nu spunem asta? Părea, la prima vedere, părea un om de nimic. Și o aparență. Și totuși, între ei doi a existat un respect reciproc care s-a manifestat în legătură cu această lucrare, prima lui lucrare din Piatra Neamț. Da. Tatălui a fost saxofonist, v-am mai spus asta, s-a spus un lucru cunoscut, de asta lui îi plăcea muzica, muzica se reflectă în lucrările lui, nu numai... având personaje care cântă la diferite instrumente, ci și având trăsături sau, mă rog, trimiteri clare, dacă ești ușor inițiat, este exagerat ce spun eu acum, dar dacă știi cumva tiparele pe care le folosea Constantin Filon, ca să spună ceva prin lucrările lui. Lucrările sunt impregnate de muzică. Și v-am spus o poveste, o repet acum, și anume, Victor Chirilianu i-a comandat o pădure de mesteceni. De fapt, era un triptic, și anume să fie de dimensiuni mari. Și pentru asta Petru Vamanu i-a făcut șasiu, i-a pus pânză, erau lucrări de un metru și ceva, prin metru și ceva, foarte mari. Și Costică Filmon a promis că face pădurea de mesteceni, de la Dobreni. El se trăgea din Dobreni. La Dobreni, știți foarte bine, la Cășărie, este un loc cu vestigii cucuteniene, este o pădure de mesteceni, monument foarte frumos. E bine, în loc să facă ceea ce mă așteptam eu, de exemplu, cum am mai făcut, să vedem aici, o pădure de mesteceni, mă rog, o pădure de felul ăla mai făcea el, acolo nu sunt neapărat mesteceni, nu e o trimitere clară, nu știu. În sfârșit, în loc să facă niște copaci, cum ne imaginam noi, el a făcut chiar cu rigla din când în când niște linii, monocrom, cu un roșu. Și anume Costică, dar ce e asta? Nu e pădurea de mesteceni. Tu nu știi să te uiți, zicea. Tu te uiți încrucișat, eu mă uit, aveam discuții la un moment dat și îmi spunea că el se uită, el privește o lucrare altfel. Și spunea, aici este Johann Sebastian Bach. Avea un fel de a pronunța fără drept de contrazicere. Și cred că abia mai târziu am înțeles că de fapt el acolo picta muzică, dar așa cum traducea el muzica și cum o vedea el pusă pe pânză. Lucrările au ajuns la Victor Chirilianu, s-au pierdut acum, nu știu unde sunt. Ar fi interesant de găsit
L-am fotografiat. Am fotografii cu el. Avea un veșnic halat, dacă vi-l amintiți cei care l-ați cunoscut, umbla într-un halat. Și era în halat, avea ochelari cu care din când în când aprindea țigara, nu știu dacă știți. Era un fel de truc, pentru că latura lui ludică și de spectacol era foarte pronunțată. Și am fotografiile cu lucrări și cu el. Sunt undeva, se pot găsi. Ei, printre cei care i-au făcut cinstea de a-i fi apropiat, prieten, s-a numărat Jacques Zambaccean. Jacques Zambaccean este nepotul vestitului Cricor Zambaccean. Dacă știți, este o stradă Zambaccean, nu li se mai spune prenumele, dar zambaccienii au fost comercianți armeni care s-au îmbogățit și, începând cu Cricor, au devenit colecționari. Cel mai mare colecționar, cred că al nostru de artă, se cheamă acest Cricor Zambaccean, care dă și numele unui străzi. E bine, Jacques Zambaccean venea la Constantin Filimon, la Muzeul de Artă, unde lucra el, mai ales după sfârșitul de săptămână, când Costică revenea de la pescuit, plein air și de la lucru. Și îl întreba ce mai lucrat și lua lucrări, îi oferea sume fabuloase pentru noi. Adică, pe vremea aceea, câteva mii de lei pentru lucrare era mult, foarte mult. Cel puțin așa ne închipuim noi. Ei bine, momentul când Costică Filimon s-a decis că nu mai poate rămâne în București a fost după cutremur și după ce el, având școala medie tehnică de care v-am spus, se percepea la electricitate și a fost desemnat să se ocupe de paza contra incendiilor, cum se cheamă cumva, acolo la muzeu, el știa instalația electrică și spunea că cu acea instalație te alegi cu pușcărie sigur. Tocmai arsese un teatru, nu mai știu ce teatru, înainte de cutremur. La toate acestea s-a adăugat faptul că singura lui fată, Oana Agata, era la creșă și el a auzit, cred că nu fără temei, că statul face experimente pe copii în creșă. Și atunci toate astea la un loc l-au determinat să fugă din București și să vină la Piatra Alții. E bine, în momentul în care Jacques Zambaccean îi scrie acea scrisoare pe care am atașat-o la dosarul de primire în Uniunea Artiștilor Plastici și care de atunci a devenit publică, este foarte des citată și care are așa o concluzie clară, fără ocolușuri. Orașul Piatra Neamț trebuie să fie foarte mândru că ai ales să te muți să fii pietrean. Asta a fost momentul când a venit el de la București. Dacă ar fi rămas în București, cred că astăzi, odată, noi nu l-am fi cunoscut așa cum l-am cunoscut și eu îmi permiteam să-i spun ghiujule sau rapene sau eu știu, fără răutate, să vă spun, și știind că el nu se supără, pentru că nu se supăra și, mă rog, dacă avea ceva să-mi reproșeze, îmi reproșa. Nu erau, cum să spun, fățernicii între noi. Ei bine, nu l-am fi cunoscut așa, l-am fi cunoscut ca pe un mare pictor. Și el, cu siguranță, ar fi fost un mare pictor. Dar, adică, ar fi fost recunoscut că pictor mare este și acum, poate ar fi pictat totuși altceva, poate nu s-ar fi risipit, că a fost un risipitor până la urmă. Și ar fi fost alta soartă. Însă istoria, știți, nu se poate judeca mergând de la ideea că ce-ar fi fost dacă n-ar fi fost cum a fost. În sfârșit. Eu am fost onorat să-l cunosc. Păcat că n-a reușit Clopoțel să facă filmul pe care și l-a dorit. Eu când l-am cunoscut pe Clopoțel, asta se întâmpla cu 20 ceva de ani, mi-a mărturisit încă din timpuriu prieteniei noastre Clopoțel că vrea să facă un film cu Filimon. Și a făcut ceva care nu este ceea ce trebuie, în sensul că a adunat niște frânturi din ce a existat filmat cu Costică Filimon și după aceea niște vorbe de la cei care l-au cunoscut. E regretabil că nu a fost. Ar fi fost o piatră de încercare pentru Clopoțel, care în ultimul an al vieții a făcut un film pentru Ciupercă, Ciupi, cum îi zice noi, care absolvea la Chișinău o facultate de profil, dar este meritul lui Clopoțel aproape în totalitate, că a fost făcut acel film. Și el ar fi vrut să fie regizor. Asta și-a visat și pentru că nu se putea intra atunci așa ușor. A fost și actor, dar și juca foarte bine, recita foarte bine, dar visul a fost să fie regizor. Și nu, probabil
viața lui pe pământ poate fi socotită ca o ratare, pentru că nu și-a îndeplinit. Însă a excelat în alte domenii. Dar ar fi fost extraordinar să avem un film cu Costică Filimon, așa cum ar fi vrut și ar fi putut Clopoțel. Poate într-o seară o să mai reluăm filmul pe care l-a făcut totuși Clopoțel.